În acest domeniu, vom vedea de ce este important să optimizăm site-ul, mai ales pentru căutările locale, în scenariul în care avem o afacere care activează pe domeniul local, să zicem o afacere locală. De aceea este important ca noi, dacă vrem să atragem clienți locali, targetați, care să vină pe site-ul nostru și care mai pot să vină în magazinul nostru fizic, trebuie să ne optimizăm site-ul pentru căutările locale. De aceea important este să avem în minte acest fapt când facem SEO. Ce înseamnă optimizarea locală? Înseamnă că, să zicem, avem un magazin de mobilă în Timișoara și vrem să optimizăm site-ul ca să apară mai sus pentru cuvinte cheie care să conțină cuvântul locația afacerii noastre, de exemplu Timișoara, Arad, București, în funcție de locația sau orașul în care se află magazinul nostru. De aceea e important să adăugăm, să zicem, mobilă Timișoara. Dacă vom scrie pe Google, vom vedea, acesta fiind clientul meu, vedem că avem un cont de Google My Business care este optimizat permanent, deci permanent suntem activi pe el și creăm link-uri către site-ul nostru prin acest cont de Google My Business. Pe lângă aceasta avem cuvântul cheie inclus în titlu, ar trebui să avem, vedem mobil Timișoara în titlu, trebuie să-l avem inclus acolo și să avem cuvântul cheie inclus și în conținut. Pe lângă aceasta, dacă intrăm pe pagina noastră de Google My Business, zicem My Business, Business, nu vă scrie pe Google contul My Business, vom da click aici. Practic, aici ne listăm afacerea în Google Maps. Dacă dăm pe sign-in și avem cont deja de Gmail, vedem cum arată contul de Google My Business. Deci când optimizăm pentru căutările locale, trebuie să adăugăm orașul sau locația afacerii noastre în atât în pagina de produs, adică în pagina de în funcție care optimizăm cuvântul cheie, în pagina de homepage și mai ales în pagina de contact. Trebuie să avem datele care sunt pe site să fie în concordanță cu datele de pe Google My Business. Să vedem unde este. Vedem contul de Google My Business. Vedem locațiile. Deci aici avem o locație. Pis se încarce. Deci am creat contul de Google My Business. L-am optimizat, l-am adăugat cuvântul cheie Timișoara. Vedem să zice optimizare SEO Timișoara. Vedem că pagina a fost șersă. Mă rog. Deci am adăugat cuvântul cheie optimizare SEO Timișoara. Ok, după care am adăugat site-ul, numărul de telefon și am adăugat strada noastră. În acest sens, site-ul nostru va apărea mult mai sus și va avea șanse mai mari să apărăm în rezultate de căutare organice. Și pe lângă aceasta, dacă vom da click zicem pe acest cont, să schimbăm pe contul de Google Plus și vom merge în pagina noastră de Google My Business, putem acolo să vedem exact cum să optimizăm acel cont de Google My Business pe care vom vedea în cursul nostru de SEO de pe Star University sau de la cursul personalizat de SEO de la Star Marketing. Dacă vom da click, ok, și vom da click o dată pe această pictogramă, mă duce la contul nostru de Google My Business, care este acesta, știu că este ok. Deci acesta este pentru optimiza site-ul pentru căutări locale, trebuie să avem minte să optimizăm conținutul în funcție de locația noastră și în funcție de cuvintele cheie pe care vrem să ne clasăm bine. Vedem și de asemenea trebuie să avem activitate mare și pe Google My Business și pe alte rețele de socializare și să atragem link-uri de calitate către contul nostru de Google My Business.